Emoții mari și pentru viitorii doctori și farmaciști. Peste 1000 de proaspeți studenți de la Universitatea de Medicină Nicolae Testimițanu au depus jurământul și au promis să fie devotați și demni acestei profesii. Evenimentul a avut loc la Palatul Național Nicolae Sulac din capital. Tradițional, studenții înmatriculați în anul întâi au rostit jurământul studentului Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu și au promis să-și iubească și respecte profesia aleasă. Jur solemn. Jur solemn. Să-mi consacru viața. Să-mi consacru viața. Cauzei de protecție a sănătății omului. Cauzei de protecție a sănătății omului. Sunt foarte emoționată pentru că fiul la medicină a fost visul meu de când eram mică. M-am pregătit deja moral de când eram clasa 9-a, tot spunea că voi fi la stomatologie, de aceea sunt gata. Profesia de medic nu este doar o profesie, ci este o vocație pentru care trebuie multă muncă. Sunt din familie de medici și chiar am vrut să ajut oamenii să aduc un folos. Sunt destul de pozitivă și ține de începerea unui nou an de studii. Mama, la fel și sora, au avut această pasiune și cred că am moștenit-o de la ele. Am niște emoții de nedescris, adică am început un început nou. Pasiunea mi-a revenit în timpul studierii la liceu. Mi-a plăcut foarte mult chimia, biologie. Vreau mai mult să mă axez pe bază de medic oftalmolog. Totodată, cei din anul 4 le-au înmânat proaspeților studenți halatul alb împreună cu stetoscopul și bisturiul, precum și flacăra cunoștințelor pe care vor trebui să o păstreze și să o transmită generațiilor viitoare de medici. Bun. Anul acesta avem un număr de studenți istoric mai mulți. Am avut o cerință foarte mare, am avut foarte multe cereri. Cea mai întrebată specialitate este stomatologia. Dacă să luăm de buget, a fost 60 ceva pe loc. Dacă să luăm de contract, deci era în jur de 20 ceva. În acest an, la USMF Nicolae Testemițanu au fost înmatriculați peste 1100 de studenți.